Omul din spatele a tot ceea ce înseamnă astăzi LPS Roman, Petru Sandu, a împlinit marți 2 august 68 de ani. De mai bine de 20 de ani de când se află la conducerea școlii, este nelipsit din unitate. De acolo ne-a mărturisit că nu-și dorește niciun cadou, ci doar să poată fi în continuare alături de colegi. Ziua mea este zilnic, ziua mea este în fiecare zi. Numai că astăzi, pe 2 august, are o altă conotație, că m-am născut, dar pentru mine este o zi normală. Așa cred că este și normal. A mai trecut un an, s-a adunat la cei 67 și am făcut 68. Sunt ai mei și îi duc pe picioare și îi duc bine. Mulți înainte, am venit să vă urăm toate cele bune și să vă întrebăm ce vă doriți de ziua dumneavoastră. De ziua mea, ce mi-aș putea dori decât sănătate, că asta își dorește fiecare om, și mi-aș dori să mai muncesc, să pot să mai muncesc, să sprijin această unitate, să ajungă și să prospere cu rezultate mai bune sportive și să aibă rezultate bune, că sportul face cinste. Uitați-vă, acum pe 6 începe Olimpiada și ce mândrie este pentru orice român când acești români care ne reprezintă ridică steagul pe cea mai înaltă treaptă și se cântă imnul. Cum a fost ultimul an pentru dumneavoastră? La fel ca toate celelalte. M-aș minți dacă spun că a fost mai greu sau nu. La fel. Sunt și probleme, normal, de tot felul care apar și neprevăzute, dar la experiența mea, la tot ce am trecut, le-am trecut cu brio și le-am dus bine, cu bine la sfârșit. Cadouri ați primit de dimineață? Da, nu, eu nu sunt pe ideea asta a cadourilor. Chiar discutam acum cu... Am primit un coș cu flori. În special bărbații nu primesc coș cu flori, dar n-am avut încotro, l-am primit. L-ați primit. L-am primit. Eu nu sunt genul de bărbat feminin. Sunt mai dur. Dar n-am avut încotro și l-am primit. Deci nu vă doriți niciun cadou anume? Nu. Singurul cadou care mi l-aș dori, să pot munci să ajut această unitate. Asta e singurul cadou care mi-l doresc. În restul altul nu. Nu știu alt cadou. Mulțumim și la mulți ani încă o dată. Mulțumesc și vă doresc și eu dumneavoastră multă sănătate și fericire. Și să mai treceți pe la mine și chiar după ce nu o să mai aveți ocazia să mă găsiți aici pe post de director sau profesor. Petru Sandu s-a născut în Dolhești, Suceava, în anul 1948. A urmat cursurile Facultății de Educație Fizică și Sport din Bacău, pe care le-a absolvit cu specializarea fotbal. Inițial a predat la Dolhasca, iar ulterior a venit la Roman, unde a și rămas.